Bună ziua și bine v-am regăsit aici în platoul Roman 24. Alături de mine se află domnul Constantin Ghica pentru următoarele multe minute în care încercăm să discutăm despre ceea ce se mai întâmplă în orașul Roman. Bună ziua, bine v-am regăsit! Sărumâine, bună ziua! Sunteți venit și din mediul de afaceri și din administrația publică, viceprimar al Romanului. Le-ați făcut pe toate, ați învățat din toate câte un pic. Am căutat și eu să mi-aduc aportul cât am putut pentru Roman. Nu vreau să ies sau să mă las de politică pentru că mi-mi pare important ceea ce se întâmplă lângă mine și de aceea vreau să am și eu un cuvânt de spus. Bun. Vorbim de Partidul Național Liberal, un partid care a urcat acum în ultima perioadă în sondaj, un partid de dreapta, unde toți oamenii de afaceri așteaptă măsuri de dreapta. Le simțiți? Le vedeți? În actuala conjunctură, singura soluție este un partid de dreapta. Partidul Național Liberal are soluții și cred eu că într-un timp scurt caută să ridice România acolo unde e locul, lângă țările din Uniunea Europeană. Bun, dar în momentul ăsta avem un guvern tehnocrat sau e un guvern liberal? Cum îl vedeți dumneavoastră? E un guvern tehnocrat. Vedeți că de multe ori și PNL-ul se contrează cu guvernul. Dacă vreți, guvernele de până acum, indiferent de ce culoare a fost, în anul electoral aveau unele măsuri populiste. Da, da. Ei, și cred eu că cu acceptul și a unor și a celorlalți, nu, pentru că nu mai ai de unde atâta pomeni să mai dăm, nu? Să nu uităm ce a făcut înainte guvernul Ponta, tot măsuri populiste și n-au avut efect, n-au avut decât efectul la votului. Ei, ține efectul votului și după vot vedem noi ce facem. Păi da, din 4 în 4 ani Cam asta se întâmplă și nu ar trebui să întâmple așa. De fapt, dacă vrem să avem învățământ, sănătate, vrem să avem bani pentru pensii, știu eu, bani pentru siguranța cetățeanului pe stradă, trebuie să avem locuri de muncă care să producă acei bani și apoi să-i redistribuim către ceilalți. Altfel, dacă nu vom produce, nu vom avea bani nici pentru pensii, nici pentru salariile bugetarilor, nici pentru, știu eu, actul medical pentru cei bolnavi. Bun, corect, adică vorbiți dumneavoastră de o politică globală și care ar trebui să se ocupe de fiecare parte a domeniilor importante. Dacă vorbim de locuri de muncă și știu că vă ocupați de ceea ce înseamnă TRV-ul, nu sunteți nici departe de ce se întâmplă la Petrotub, mai muncesc oamenii, mai vor oamenii să muncească pentru că... Deci oamenii vor să muncească. Dar vor pe salarii mari sau cum e povestea asta? Cum e normal, e firesc să vrei un salar cât mai mare, știu eu, legea minimii rezistenței, să muncesc cât mai puțin, să câștig cât mai bine. Dar de multe ori toți am plecat, am avut un început în viață, mă uit la cei tineri, pleacă de la un salar, poate minim pe economie, dar în 6 luni mai crește, în alte 6 luni mai crește, iarăși, și astfel încât cei care au început cândva cu 2-3 ani la TRV, au salarii destul de mărișoare acum. Adică sunt mulțumiți. Adică sunt în creștere. Au dovedit că sunt serioși și atunci pragul a crescut. Dovedesc că ești serios, atunci își crește salariul ca să-l poată abține. Ce îmi doresc eu? Îmi doresc să creăm în Roman atâtea locuri de muncă, un loc de muncă în plus față de cei care caută un loc de muncă. Astfel încât ultimul, să zicem, care te angajează să aibă de ales între două locuri de muncă. Atunci va fi acea concurență pe piața muncii și salariul va crește automat și va fi îndreptat spre cineva la care muncește. Bun, da, în Roman, când noi vedem în fiecare săptămână de la bursa locurilor de muncă, de la LOFM, că sunt niște locuri de muncă cam același care nu se ocupă. Adică prea puțin dintre agenții economici își găsesc pe cineva de încredere pe care să-l ia și să-l angajeze. Fie că vorbim de bucătar, de ospătar, de confecționer, de muncitor. Aici există și o, să zice, nu prăpastie, dar o anumită distanță între sistemul de învățământ și cererea de locuri de muncă. Ar trebui corelate un pic, pregătiți mai mulți tineri pe anumite meserii, bucătari, electricieni, sudori,
mecanici. Da, exact ce se caută acum pe piața muncii, pentru că avem un sistem educațional, cum spuneți și dumneavoastră. A fost greșit în anii din urmă, când s-au îndreptat mulți tineri spre marketinguri de toate felurile, spre, știu eu, științe drept, sociale, facultate de drept, facultăți de politică, de și așa mai departe, dar spre partea asta tehnică mai puțin. Nu mai găsim un sudor bun, un mecanic bun, un zugrav. Foarte mulți tineri, chiar care se angajează și la TRV, de exemplu, pleacă, lucrează câteva luni, pleacă afară în căutarea unui loc de muncă. Asta nimic rău, să găsească ceva mai bun. Dar, din păcate, acea criză, să-i zicem, se simte mult și afară. Și foarte mult se întorc și revin la cerere de reangajare la TRV. Am foarte multe cazuri din astea. Deci au plecat? Au plecat. N-au găsit plau nici acolo? Au strâns un ban ca să poată pleca, nu știu, Italia, Spania, Marea Britanie mai nou. Și după câteva luni, două, trei luni, vin înapoi și spun dacă mă angajez iarăși. Foarte mulți, dacă și-au făcut treaba la locul de muncă, îi iau niște avize de la de cei din producție, șefii din producție, și atunci el angajează sau nu angajează, ei decid. Bun, dar ce se întâmplă? De ce se întorc? Cât de... Să știți că nu mai merge nici afară? Nici afară. Față, după anul 2008-2010 și afară s-au stricat foarte mult, tot mai puține locuri de muncă, tot din ce în ce mai prost plătite și afară. E și conjunctura asta geopolitică, știu eu, vedeți criza petrolului, descăderea prețului, da, care am văzut duce... foarte grav la Petrotub. Care mai e situația acolo, din ce știți dumneavoastră? Ei, eu sper ca Petrotubul să-și revină, dar prețul petrolului la ora actuală este foarte jos. N-a mai fost de prin anii, știu eu, 96 până în 2000. Dacă cei drept, barilul a ajuns undeva la $10 petrolul canadian. E mai sulfurat, are mai mult sulf, dar celălalt mult, când era $100 barilul. Ei, aici a creat probleme inclusiv în Marea Britanie, mă refer la platformele maritime și chiar Norvegia. Suferă pe chestiunea asta pentru că prețul de extracție a petrolului este mai mare decât sau costurile sunt mai mari decât prețul și atunci activitatea economică devine ineficientă. Lucru care se simte și în Europa, deci nu... Dar, încet, eu cred că o să-și revină, o să-și... Se reechilibrează, probabil că se echilibrează producțiile... Da, până la urmă petrolul este una dintre cele mai mari afaceri și cele mai bănoase a fost dintotdeauna. Da. N-are cum să se ducă dintr-o dată într-un colaps, pentru că de petrol avem nevoie în foarte, în tot ce înseamnă industrie, indiferent de cine legăm. Că vor fi, știu eu, există o preocupare a primarului și a mea personală. Când am fost viceprimar, am avut discuții cu agenții economici, cu reprezentanți din guvern, încât chiar la vremea aia a fost pornit la minor de 6 ori, în urma unor discuții. Era atunci director la ArcelorMittal Corneliu Grigor. Și a fost o discuție cu reprezentanții ministerului în sala primăriei și a pornit ceva. La fel vom continua aceste discuții încât mediul de afaceri în Roma, vrem din Roma să creăm un pol de dezvoltare economică. Chiar la ora actuală, când vorbim, ponderea peste jumătate din produsul intern brut al județului Neamț este la Roma. La Roma. Da? Da. Adică... Deci deținem din produsul intern brut al Neamțului mai mult de jumătate. Bun, asta înseamnă că ne dezvoltăm. Oricum, lucrul acesta se vede în ultimii ani. Se vorbește de un parc industrial. Noi tot am mai scris... Este în programul Neamț 2020, dar despre acest program o să vă vorbească mai mult primarul.
Dar nu intrăm în detalii, numai că eu vreau să vă întreb, nu, așa, ca și gândire, pentru că despre un parc industrial s-a vorbit în roman de vreo 10 ani, tot se aruncă, pare așa a fi un miraj, o fată Morgana, vorbim în campaniile electorale sau și în afara lor despre parc industrial și nu mai ajungem să-l facem. Și dacă îl facem, cu cine ajută pe noi? Adică să le explicăm oamenilor ce înseamnă un parc industrial. Un parc industrial înseamnă ca eu să pun spațiile la dispoziție și un investitor să vină încoace. Asta, investitorul pentru a veni trebuie ademenit cumva, atras. Prin discuții, prin fiscalitate, da. Reducerea birocrației și aici Consiliul Local și primarul s-au ocupat de, am avut în vedere asta, avem anumite facilități fiscale pentru investiții. TRV-ul, de fapt nu TRV-ul, pieta imobiliară. Și TRV-ul și ceilalți care au dezvoltat o afacere în Roma nu au avut, avantaje mai mari. Vedeți, dacă comparăm activitatea economică, nu că ar fi, nu știu cum, în Roman, dar e mult mai bună ca la Pașcani, ca în Piatra Neamț, ca în orașele din jurul nostru. Chiar Bacău, dacă îl luăm, e mult mai mare, dar economic nu e cu mult mai mare ca noi. Sau... Bun, dar lipsa unui drum, unei autostrăzi, pentru că și acesta este un subiect pe care îl tot reluăm și guvernanții noștri tot îl bagă pe gât din când în când și aflăm după 3 ani că iar le luăm studiile de fezabilitate, iar le refacem că au expirat, iar stăm în licitație, iar le contestăm, nici măcar nu ajungem să turnăm un kilometru de asfalt. N-am ajuns în zona Moldovei să proiectăm la autostradă. Păi da, dar... înțeleg că acum, prin iunie, ar trebui să fie proiectarea dată spre licitație. Licitația la proiectarea autostrada Iași-Târgu Mureș. Da. Și cealaltă autostradă de la Ploiești la... Ploiești la, mă rog, care-i drum expres sau... De fapt, nici nu știu că nu-i... Aici... Nici acolo nu-i bătut în cui, adică ba e autostradă, ba este drum expres sau ba este drum... El acum este drum european. Eu cred că cel mai important pentru noi din Roman este legat de Târgu Mureș și ne legăm de autostradă, de autostrăzile vest. De vest. De vest. Traficul pe drumul ăsta expres sau ce va fi el, că aici eu fac niște calcule, știți cum e nevoie să avem autostradă, dar nu le putem face deodată și atunci facem anumite priorități. Bun, dar niciodată Moldova nu ajunge pe lista asta de priorități. Bine, acum se spune că ar fi, cel puțin partea de Ungheni, Târgu Neamț. Aici un rol major în autostrada Iași-Târgu Mureș îl joacă candidatul la Consiliul Județean, domnul deputat Mugur Cosmanciuc. Și eu am toată încrederea în el că va reuși să în câțiva ani să avem autostrada. Bun, dar știți, când spuneți în câțiva ani, pot să fie 5, pot să fie 10, pot mai să de fie vreme, deci proiectarea, 20. Dacă se licitează în iunie, proiectarea va fi gata undeva, știu eu, spre sfârșitul anului. Anului, da. Cam așa. Începe licitația execuție și execuția 2 ani, deci sunt. Dar nu se poate face bătând din palme. Nu, dar dacă știți că și cu licitațiile astea, măcar pe autostrăzi și pe legea achizițiilor publice în România, unde fiecare, dacă are un interes sau nu are un interes sau vrea să facă un rău, contestă și mergem și ne judecăm și trecem... Acum, la achizițiile astea publice sunt două lucruri. Trebuie să recunoaștem că ne-a complăcut, sau mă rog, celor de la... mai de mai sus, da. Să fac anumite chichițe în caietele de sarcini ca să poată favoriza sau defavoriza sau unul, favoriza pe altul. Ei, și atunci făceau acele contestații, dar eu cred că trebuie să sfârșească și cine depune contestații și întârzie lucrarea, și nu are dreptate, și are dreptate să plătească. Da, dacă are dreptate, atunci cel care tocmai că e de sarcină sau cel care trebuie să plătească. Cineva trebuie să plătească. Și exact, atunci, în toate aceste întârzieri. Măcar ai atunci vei fi corect până la capăt și lucrurile vor fi mult mai bune. Vedeți, dacă ne uităm la cei din jurul nostru, au făcut. Ungaria, nu mă uit, Austria, Germania, dar mă uit, Ungaria, Slovenia, Croația au autostrăzi. Da. Noi, mai puțin. Avem... în schimb, bani cheltuiți
Mult mai mulți. Mult mai mulți, dar fără să avem asfalt. Noi am cheltuit pe studii de fezabilitate, pe proiectare, da, dar n-am turnat. Bun, mai vorbim și de faptul că unele autostrăzi au fost inaugurate și apoi s-au surpat. Cum s-a reușit drumul ăsta E85? Niciodată nu mi-am explicat. El are vreo 10-15 ani de când este terminat. Cum este așa de bun? Adică drumul ăsta și care e făcut într-un an jumătate, din câte am auzit. Ei, infrastructura acestui drum e făcută de pe vremea regelui. Da. Și eu are o infrastructură bună făcută la vremea aia. Bun, da. Și sunt făcute bune, sunt trainice. Ei, dacă mai respecti rețeta de asfalt, cu a făcut-o acel... Era un evreu, nu? A fost o licitație publică internațională și a respectat rețeta, să vede rezultatul. Dacă ne uităm la celelalte... Dumnezeu cu mila. Dumnezeu cu mila. Dar să-l chemăm pe evreul ăla înapoi în România să facă, nu, pentru că a fost și rapid, a fost și corect, și calitatea s-a văzut. Ceane de râu, inspecția în construcție și așa mai departe, dacă ia probe din asfalt, atunci respectă tehnologia, temperatura de turnare și așa mai departe. Ia probe din asfalt, dar se fac și ei că probele sunt corecte și atunci doar nu le pasă că nu sunt banii lor de acasă. Garanția trebuie să fie. Bun, noi le știm pe astea în tehnic, vorbim de lucruri foarte bune, dar în practică ele nu se aplică. N-aș vrea să intru mai în amănunt, pentru că nu cunosc atât de bine problema. Ce văd doar efectele că nu avem șosele. Cheltuim bani, dar n-avem șosele. Dar fonduri europene există pentru aceste autostrăzi? Există bani europeni, numai că îi trebuie atrași. Să știți că noi am rămas datori. Degeaba spune guvernul Ponta că are creștere economică, nu știu ce. Eu personal și nici cred că oamenii de rând n-au simțit această creștere economică și pe bună dreptate te sfii nemulțumit. Nu poți să minți, pentru că e și corupția, birocrația, dar minciuna cred că e cea mai importantă. Să vin să minți că, domnule, am creștere, dar ce o să spună? Orice politician până la urmă vinde... Nu, adică sunt anumite chestiuni care mai bine nu vorbești decât să spui prostii. Mă uiți la colectiv. Nu. Au murit mulți oameni, vedeți ce se întâmplă acum, cercetări. Lasă de dorit. Pentru că au murit oameni cu zile în spitalele românești. Da, corupția ucide. Dar ministrul și aceia au spus că avem toate condițiile. Vedeți că și pe ce s-a întâmplat acolo la colectiv și inspectoratul pentru situații de urgență, care a venit și a introdus, a zis, doamne, haideți să respectăm legea. Dar legea, până la urmă, cu acele însemne care trebuie să existe, acele extintoare, Nu, accidente de genul ăsta se întâmplă și la case mai mari. S-a întâmplat și în Germania, nu e? S-au întâmplat în toate, dar... una este prevenirea astfel de fapte și atunci cu acele inscripții, cu acele culoare mai largi, cu mai multe ieșiri, cu mai multe, nu știu ce. Dar în momentul când se produce, poate să producă un cutremur major. Doamne ferește, atunci nici nu ne gândim. Nu, dar am văzut la un agent economic din Roma, am povestea. Trebuie să fac proiectarea, da? A venit cineva, 100 de milioane de lei vechi a costat pentru un local de maxim 100 de persoane. Ăsta este prețul. Cei de la ISU nu vin ei să facă, deci trebuie să te duci la cineva din mediul privat. Dacă ISU este cel care se ocupă de chestia asta, ar trebui să-și asume răspunderea și el să te învețe și el. Nu. Practic, ISU la final îți spune că proiectarea a fost bună sau nu este bună. Dar acea proiectare nu presupune instalații de apă, extintoare, gălesc cu apă, doamne, pune la fiecare masă o găleată cu apă, în caz de incendiu să arunci, adică tot ne încurcă și teancul de hârtii se adună, omul este acoperit. Sunt procedurile, procedurile sunt pe hârtii, cu scenarii de foc, cu scenarii de diferite calamități, ele trebuie respectate. Să știți că multe așa zis discoteci, dacă ne amintim, la Casa de Cultură era o discotecă într-o perioadă, cât era ușa de mare, mai îngustat așa mai mic, ca să facă culoarul când e trecere mai mic. Sigur,
trebuie să respectate anumite norme și atunci lucrurile nu vor mai fi. Vedeți că și la Casa de Cultură aceeași discuție a fost că aici există un pericol. Până la urmă s-a stabilit că pe propria răspundere a dat drumul iar la Casa de Cultură. Despre ce vorbim? Tot pe propria răspundere. Păi, dar nici nu poți închide deodată totul. Păi da, dacă vrem să... dacă ei nu respectă aceste norme impuse de ISU, ajungem tot la mică înțelegere. Termen, închizi restaurantul sau barul sau fabrica, știu, n-are scenariu de foc, nu știu, un atelier din ăsta de confecții sau nu știu ce, ei trebuie să toți în șomaș, dacă ei la nivel național ai anumite... Cred că 90% trebuie să închidă. Trebuie să închizi și atunci ce faci? Închid, bun, așa mergi pe stradă, poți să cadă un meteorit. Bine. Nu trebuie luat lucrurile, da. Noi sărim dintr-o extremă în alta. Asta vreau să zic că, da, am luat-o, am închis, au și închis, de fapt. Să mergem mai corect, mai cinstiți cu noi înșiși, dar să și facem activitate. Da. Da. Bun, trecem și la lucruri mai frumoase. Vorbeam despre economie. Mă gândeam, în Roman, investitorii sunt interesați, pentru că suntem pe 85, că suntem între Bacău și Iași. Sunt interesați investitorii, să știți că oriunde. Ei trebuie să aibă transportul, deci o cale de acces. Și asta, autostrada, e foarte importantă. Doi, un spațiu de producție și resursa umană. Resursa umană începe din ce în ce să fie mai puțină și în Moldova, deși suficientă. Mă refer aici în partea de vest a țării, Timișoara, Oradea, Satu Mare, Baia Mare și așa mai departe, care suferă. Sunt societăți comerciale care aduc muncitori din Ungaria sau din Serbia și îi transportă sau chiar îi cazează pe teritoriul României, pleacă periodic acasă. Sau în zona din Ardeal, care iau din Oltenia și încet, încet o să ia și din Moldova. Noi căutăm să atragem investitori aici, politica noastră, ca să ia pe... Na, e mai bine să fii lângă familie, lângă... Chiar dacă câștigi ceva în plus, faptul că nu sunt copii lângă nevastă, lângă... Bun, dar vedeți că noi, ca și popor, suntem foarte legați de loc. Nu suntem ca americanii, care nici n-au zi, cei mai mulți stau în chirie. Noi, dacă avem apartamentul noi nostru, nu este greu să migrăm forța de muncă. Da, e și aia, asta una legat de glie. Dar am început migrația și la noi să... Da, am văzut că la TRV cel puțin aveți angajați din Focșani, din Iași. Adică oamenii au renunțat la propriul confort. Care au experiență și au lucrat în multinaționale, că aici, nu, să știți că nu, fac un apel, TRV nu angajează pe criterii sau pe nu știu ce pile, nu. Care este bun, după ăla îl ia. Eficiența și, interesează. Eficiența e cea mai importantă, adică omul lucrează, trebuie să-și câștige, dar să-și producă. Și atunci au de câștigat și unii și ceilalți. Da. Vreau să vă întreb, apropo, vine sezonul estival, ștrandul municipal. Ștrandul municipal... A fost boom-ul ăsta. Am văzut... Cea mai... Nu mai ștrandul, dacă ne uităm acum 10 ani ce era în Roman. Da. Îmi amintesc că cu 8 ani eram consilier în timpul mandatului Dan Cărpușor și cum arătau trotuarele din centrul orașului sau trotuarele din fața primăriei. Da. Scările da. De la primărie. Că nu mai vorbim de Ștefan cel Mare, de cimitir, cum arăta, de celelalte, de Casa Căsătorilor. Da, bine, biblioteca, Vila Hogaș, da, toate lucrurile care s-au făcut între timp. S-au făcut multe în Roman, sigur, mai sunt multe de făcut, multe străzi s-au asfaltat. Cred că unii sunt supărați că, domnule, n-am trotuar acum, dar asfalta strada, nu poți să-i faci la unul și trotuar și stradă și la altul să-l lași, să-l lași cum. Ei, dacă ar fi bani, s-ar face mai mult. Suntem lipitați de bani, într-un fel sau altul. Bun, da, știți, apropo de tema asta care s-a discutat în ultimii ani, Elena Udrea, care a fost deputat de Roman, și eu am auzit oameni de bună credință, i-am considerat eu, care au zis, domnule,
indiferent ce a făcut în altă parte Elena Udrea, pentru Roman a făcut lucruri foarte bune. Adică bazinul ăla de Roman, nu numai pentru Roman. În oamenii se raportează la... Ce a fost ministrul dezvoltării, acum, Latura, dacă oare, nu cunosc din dosarele ei, da, nu, Latura, nu ne băgăm, comentez astea, aici e treaba instituțiilor, DNA, parchet, instituții judecătoriești și instanțele judecătoriești să spună cu părerea. La cealaltă latură, cu răutate îi se spunea că domnule a făcut un teren de fotbal, da, în pantă. Nu, i-a dat fondurile de bani. Primarul a fost un bun. Dirigent de șantier, primar, beneficiarul lucrării trebuia să vadă. Sau că nu știu ce a făcut parc în păduri. Sau, nu, da, răutăți. Dar s-au făcut multe lucruri și nu numai în Roman. Ne uităm și în Piatra Neamț, ne uităm și în Iaș, pasajul din Iaș, că s-a mai greșit acolo, că l-au făcut mai gust. Cam în gust, da. Aici e toată lucrarea românească. Putem pune vina ministrul dezvoltării când era la vremea aia. Cei mai multe proiecte s-au început execuția cu tot în timpul mandatului ei. După mandatul ei ne putem uita că tot au crescut banii, dar de erau lucruri mai... începute. Acum nu mai avem bani europeni pentru că nu s-a mai ocupat nimeni în urma cu 4-5 ani să mai ocupe de așa ceva. Bun, da. Chiar am văzut ieri faptul că în România trebuia să se modifice nu știu ce lege pentru fondurile europene și pentru că nu s-a întâmplat asta și deși Comisia Europeană ne-a tras de urechi, înțeleg că pentru orice proiect acum pe care îl vom depune pe fonduri europene, trebuie să venim cu suma totală noi din bugetul local. Așa am văzut ceva la... Poate n-am înțeles foarte... E o chestiune. Faptul că s-au întâmplat multe nereguli, să le spunem așa, Uniunea Europeană sau Comisia Europeană decontează banii după ce termin lucrarea. Am înțeles. Aici, și asta este o problemă, sau mă rog, la contractele mai mari, asta proiectele mai mari, să fac recepții treptate etapizate ca să... banii. Sigur, dacă sunt nereguli, atunci Comisia Europeană nu îți dă drumul la bani și te blochează. Dar trebuie să fii corect. Dacă iei 100 de euro de acolo, trebuie să-i faci treaba de 100 de euro. Adică lucrul să fie ca afară. Da, după ce am avut niște probleme pe SAPAR, pe fondurile SAPAR și trebuia să le învățăm și sunt niște dosare și niște primari pe la pușcărie. Mulți spun că acum au fost, că nu, banii europeni au fost și înainte de aderare, au fost fondurile de preaderare. Exact, nu, dar au fost. Da, nu i-am cheltuit, dar n-am învățat nici atunci. Foarte mult din primar nu se bagă la așa ceva pentru că trebuie să fii foarte corect aici. Păi și numai asta e scopul, să fim foarte corect. Deci primarul român s-a băgat și a accesat atâtea fonduri. Da. De ce să-ți fie frică important dacă ești corect? Acum, de ce sunt importante banii ăștia europeni? Din două, odată rămâi cu ceva făcut să trăi, faci o activitate economică prin care creezi locuri de muncă. Și omul care ai exact, și partea firma înțeleg, de construcții, firma de construcții, oamenii care lucrează acolo și așa mai departe. Și la fel, ai bani, se întorc banii către bugetul de local, bugetul de stat. Da, e o dinamică. Există. E o dinamică toată. Dacă nu faci, atunci nu ai bani nici pentru aia, nici pentru aia. Uitați-vă pe cele două proiecte de la Consiliul Județean. Apa Servu, canalizarea și apa. Bun, până la urmă, slavă Domnului, s-au făcut romașcanii din cartierele Petru Rareș și Bălcescu au beneficiat. Da, și acum începe ce beneficiază și de stația de epurare. Și de stații de epurare și de trotuare și de stradă asfaltată. Acolo pe fonduri europene și la nivelul Consiliului Ștețean Neamț s-au făcut niște... S-au făcut lucrări. Ei, nu, stați un pic. Păi, au venit Uniunea Europeană și a dat deja niște corecții. Ei, vedeți? Așa suntem noi că... Păi așa suntem că nici de data asta n-am reușit să lucrăm corect. Ne lovim de pragul de sus, nu-l vedem pe ăla de jos, ne lovim de pragul. Și de groapa de gunoi cum e? Tot așa, nu? Și groapa de gunoi... Dacă Romanul, dacă primarul, dacă Consiliul Local nu făceau acel depozit temporar, ce făceam noi cu gunoiul ăla din casele noastre? O soluție se găsea până la urmă. Îl duceam pe câmp, pe râuri, cum au făcut cei din comune. Cam așa au făcut. Aici la comune, vedeți, comune din jurul Romanului. Romanul îl putem dezvolta, dar fără zona
limitrofa romanului nu putem prea mult și de aia... Avem nevoie de acest avem club. Nevoie și de comunii din jurul romanului. Dacă cetățenii se mulțumesc cu cât, știu, câțiva metri de asfalt pus la fiecare campanie electorală, păi din 90 până acum câte campanii electorale s-au făcut? Păi sunt 16 împărțit la 4, sunt doar pe la... Campanii mai fost locale, prezidențiale, centrale, da, europene. Da, mai multe. Și dacă împărțim kilometri de asfalt când s-au turnat, o să vedeți că e un pic de asfalt și atât. Lucru care n-ar trebui, ar trebui să fie mai mari pretențiile și trebuie dezvoltat în zona romanului să apară fermieri care produc în Roma, să apară o industrie de prelucrare a produselor agricole, a cărnii și așa mai departe. Da, ar trebui. Astfel încât să putem mânca de la noi. Și sănătos, da. Nu import și de multe ori se vede că prețul mai mic se aduce și produsele cele mai rele. Da, să sperăm că o să ajungem și la nivelul de trai care să ne permită să nu mai dăm, să mai cumpărăm lucruri ieftine, nu? Să cumpărăm lucruri de bună calitate. E un lucru sănătos, că dacă mănânci sănătos, ești sănătos, nu mai cheltui pe medicamente. Una peste altul, tot acolo ajungi. Da, da. Când tragi linie, deci, domnule, am dat mai, puțin pe parizerul ăsta, dar... Am dat mai mult pe medicamentele pentru ficat, da, sau pentru stomac. Pe medicamente sau pe nu știu ce. Luăm o scurtă pauză de publicitate, rămâneți pe Roman 24, ne întoarcem cu să discutăm.